Hello, hello, dragii mei, și bun găsit la Frății Află Tot. Sunt Andreea Frățile, urmează ora știrilor mondene la Metropola TV. Începem astăzi emisiunea cu o veste extrem de tristă. Vorbesc despre faptul că Stefan Pelgar a decis să părăsească această lume. Designerul a fost găsit fără suflare chiar în curtea casei sale de către o vecină. Din surse se pare că l-ar fi găsit chiar spânzurat de un copac. Astăzi invitați în platoul emisiunii sunt Florin Burescu, Ileana Voicu-Ghinea și invitatul nostru special, Tudor Halațiu. O veste care ne-a cutremurat efectiv pe toți. În continuare sunt șocată, nu vine să cred că a decis să facă asta, dar din păcate așa a simțit el, a simțit că este momentul să părăsească această lume și să se îndrepte către o lume în care probabil sufletul lui se va liniști. Asta ne dorim cu toții, să fie liniștea acolo unde este, să-și găsească liniștea după care a tânjit mult timp, a tânjit cu siguranță, pentru că în lumea noastră este o lume dură și cred că cuvintele potrivite pentru această lume sunt asociate cu o armură îmbrăcată în rochie de mătase. Noi cam așa ar trebui să descriem lumea asta a noastră, care aparent este extrem de frumoasă și de ușoară, dar de fapt ascunde foarte multă muncă, foarte multă implicare, dăruire și pragul acela de nebunie, între ghilimele, poate fi atins destul de ușor. Mie îmi pare tare rău, am reușit să vorbesc cu el acum câteva luni și asta pentru că aveam o clientă comună și în momentul în care clienta a venit la mine, ne-am adus aminte și am pus mâna pe telefon. Ce să zic, mie îmi pare tare rău și sunt convins că avea foarte multe de spus, foarte multe lucruri de făcut. Din punctul meu de vedere, ca un om avizat, spun că a fost printre cei buni ai acestei industrii. Din ceea ce a declarat și el chiar în platou la Dan Capato și la mulți alți prezentatori, se pare că suferea de insomnii cronice. Asta datorită faptului că avea și niște depresii destul de puternice. Înțeleg că la un moment dat ajunsese să ia chiar și 40 de pastile ca să poată să doarmă. Este ceva îngrozitor să nu poți să dormi. În urmă cu, cred că te referi la momentul, sau mă rog, la intervenția pe care a avut-o la Capatos în urmă cu 4 luni, atunci când, să ne amintim, el a venit cu un pahar de vodcă în emisiune, anunța că se pregătește pentru o nouă internare la dezalcoolizare, dezintoxicare, la o clinică de specialitate. Clar că era tulburat și asta se vedea din imaginile prezentate și de cum s-a arătat lumii în momentul ăla, asumat de altfel. El atunci a spus că da, se confruntă și cu probleme care țineau de dependențe de tot felul. Însă, din nou, aplaudăm după ce s-a tras cortina și nu ne-am concentrat puțin mai mult să-l urmărim din punct de vedere al prieteniei. Pentru că era un om cu niște situații de instabilitate în viață, care tocmai se externase. Dar, sigur, acum toată lumea o să zic că păcat, categoric, mare păcat. Știi, ce ți-am spus eu ție? Stai! Da. Ce ți-am spus eu ție ieri pe WhatsApp? Spune, vreau să spui la televizor. I-am scris ieri pe WhatsApp după ce am aflat că Stefan Pelgar a încetat din viață și am zis, mă, dacă, cum ți-am zis, mă, dacă cumva te ia capul, o să ai de-a face cu mine. Tu să fii ca lumea, că voi, el că voi în lumea asta voastră artiștilor nu luați razna. Acum îți spun și ție. Să știi... și eu în aceeași... În voala de artiști. Ileana, să știi că ai spus aici o chestie pe care o tot văd în mass media, că prietenii nu i-au fost alături, că nu a fost nimeni. Într-un fel sau altul, da. Asta a fost esența celor spuse de tine. Noi toți. Nu poți să faci. Un astfel de dezechilibru nu poate fi reglată decât de tine însuți. Pot să vin eu cunosc din anturajul lui oameni care l-au luat oarecum forțat de mână și i-au zis, trebuie, fă lucrul ăsta. Dacă el nu simte, dacă te duci la un centru din acesta de dezalcoolizare, împins de cineva, nu vei face față. Nu vei face față, da. El este deja la a patra sau a cincea, a fost deja la a patra, la a cincea internare. Și spunea că se așteaptă să-i fie extrem de greu.
El povestea, în aceeași ediție povestea despre lupta cumplită pe care, scuză-mă Tudor, lupta cumplită pe care o dă de fiecare dată când se duce și mai este o chestie, el a amintit sau s-a comparat cu Răzvan Ciobanu în aceeași... Tudor, vorbim despre o viață destul de chinuită pe care a avut-o. Să nu uităm că a fost înfiat, deci pornește în viață cu un drum destul de greu. La 10 ani a fost internat pentru prima dată pentru depresie, apoi la 19 ani a murit iubitul, după care să nu uităm cu toții că în urmă cu ceva ani a fost jefuit, bătut și susține el că asta cumva i-a declanșat și mai tare depresia. Tu ce crezi? Știi că noi vorbeam zilele, de fapt chiar ieri, de treaba asta. Pornind de la dezechilibrul ăsta, care, mă rog, e un cumul de factori acolo, vreau să punctez o chestie care nu s-a punctat nici în presă, nici aici. E vorba de business-ul pe care el îl avea și știm cu toții că ajunsese și cu business-ul într-un punct de dezechilibru. Mm. Și, cum să spun, cu toate că, ok, partea de sănătate mi se pare oricum cea mai importantă, dar în momentul în care nu ai cum să susții partea asta de sănătate, adică fără bani. Pe cred că sau se leagă, da, una se de alta. Se leagă, e un, adică e un, e un, e un ca, sunt ca niște catene, știi, uh-huh, care se leagă una de cealaltă. Și cred că și asta a dus la decizia pe care el a luat-o, din păcate. Eu mi-l amintesc pe Ștefan într-un context cumva foarte fericit, să zic așa. Era la un eveniment monden și la un moment dat mă oprise, noi nu ne cunoșteam, mă oprise și văzuse colecția de anul trecut de la Iași. Și mi-a spus, tu vei ajunge un Răzvan Ciobanu al țării. Și m-a impresionat pentru că noi nu aveam niciun fel de tangență. Și mi-e pare rău să văd oameni de genul ăsta care iau decizii radicale și nu-și continuă lupta. Da, știi cum e? Da, uite, vezi, noi cumva judecăm. E mult spus judecăm. Clar ne pare rău, dar probabil că chiar n-am mai putut. A fost alegerea lui și... Eu zic că este un semnal de alarmă, că atunci când simțim că nu mai putem totuși să strigăm după ajutor, deși el a făcut-o public atunci când a ieșit la televizor, din punctul meu de vedere, chiar dacă în sinea lui poate a încercat să nu fie o corvoadă pentru cei din jur, în momentul în care ieși public și spui că sunt într-un moment atât de critic, e clar că strigi după ajutor. Sfatul nostru este că atunci când simțiți că nu mai puteți, să îi anunțați pe cei apropiați și să cereți specialiștilor să vă ajute, Daleana. Și vreau să vă mai întreb ceva. Voi credeți că eu nu l-am văzut la petrecerea anului care s-a întâmplat fix cu o seară înainte de final. Nu, în seara aia. Da. Oare să fi fost și mondenul ăsta? Nu, el a fost invitat. Știu că a fost invitat, dar nu cred că n-a vrut să vină. Oare asta să fi pus capac, să fi fost ultimul strigăt? Eu, din câte am înțeles, băiatul, patronul unde a petrecut el ultimele ore din viața sa, a spus că a stat la masă, că au vorbit exact cum vorbeau de fiecare dată, nu s-a arătat a fi altfel decât a fost până în ziua respectivă. Eu sunt convins că aceste lucruri, aceste sinucideri se întâmplă în fracțiune de secundă. Toată lumea spune că e ceva premeditat, că trebuie să stabilești locul, că nu puteai așa, că trebuie să vezi dacă e stabil. Eu nu cred aceste lucruri. Eu cred că e totul în fracțiune de secundă, pentru că dacă stai foarte mult și procesezi, la un moment dat îți pierzi curajul. Și găsești soluții. Exact. Eu totuși am un sfat, deși poate nu sunt eu cel mai în măsură să dau un sfat tuturor, este să vă iubiți pe voi înșivă. Dacă te iubești pe tine, toți cei de în jurul tău vor avea de câștigat. Și ce înseamnă să te iubești pe tine, Flori? Să te respecti, să-ți acorzi atenția necesară pentru tot ceea ce faci tu, atât din punct de vedere al vieții profesionale, cât și al vieții personale, să faci lucrurile în așa fel încât să te simți tu împlinit. Adică în momentul în care ai de luat o decizie, să te întrebi cât de mult bine îmi face mie această decizie. Corect. Mă face fericit sau nu? O pierdere extrem de mare pentru noi toți. Ștefan, drum lin către înger. Vă rămâne pentru totdeauna sufletele noastre.
O altă vedetă care se confruntă și s-a confruntat cu depresia și a ajuns așa în niște momente destul de grele este chiar și Ana Morodan, dar se pare că ea și-a revenit într-un fel sau altul, pentru că zilele trecute a organizat un eveniment acolo unde am văzut-o că s-a simțit destul de bine, pe semne că își revine, că și-a reluat activitatea și că este pe drumul cel bun. Mai mult decât atât, în continuare are acel chelcheșos pentru bărbați, pentru că ea a fost surprinsă de paparații alături de niște masculi foarte drăguți și se pare că chiar i-a prins, să-i spunem așa. Eu când v-am povestit acum niște luni, că, mă rog, atunci când s-a declanșat povestea cu Ana, că ea o să revină și o să o revedem pe Ana, așa cum o știm noi, efervescentă și pusă pe fapte mari, cât s-a și întâmplat, că doar sunt cum era, mă, Baba Vanga. Altfel ne bucurăm să vedem că Ana, uite, un exemplu după povestea pe care am avut-o mai devreme, Ana este un exemplu de om care se iubește foarte și care știe să ia, știe și simte care sunt deciziile cele mai bune pentru ea și le ia în consecință. A trecut de asemenea prin insomnii sau trece, Tudor, probabil că știi mai bine că ești un apropiat al Anei. Dependență de asta de tratament, tocmai din cauza depresiei și așa mai departe. Și cu toate astea, uite că ea ușurel, ușurel se repune pe picioare și ne bucurăm să vedem treaba asta. Tudor, știu că povesteai mai devreme că chiar trebuia să te vezi cu ea zilele astea și n-ai reușit pentru că este într-o perioadă extrem de prinsă, își vede în continuare de viață, luptă cu această depresie pentru că o vedem. E din nou activă și chiar își dorește foarte tare să iasă la liman. Da, știi că și atunci când a fost situația cu ea, de am intrat și am discutat cu voi, la scurt timp după am reușit să vorbesc cu ea și i-am spus, fetiță, eu atâta pot să te felicit când ai coborât din mașină, aveai o rochie superbă, cunoaștem brand-ul, știm ce e. Și ne-am amuzat un pic, am făcut haz de necaz. Da, Ana e foarte bine, vă pot spune asta din sursă foarte sigură. Mă bucur să o văd că are din nou inițiativa asta să fie diva și contesa digitală, exact așa cum o știm toți. Și să sparg eu un pic situația, dar și oamenii de acolo sunt, mă rog, eu cel puțin îi cunosc așa? Și știu cine sunt. Cine zile? Sunt niște colaboratori de-a ei, adică nu e o chestie de foarte picantă de cancan. Și recunosc după fizionomia lor, adică sunt, în primul rând sunt băieții așa, doi sunt prietenii ei, culmea și ai mei. Și ce pot să spun, mă bucur să văd că ea își vede de parcursul ei firesc. Adică nu mi se pare că în momentul ăsta chinuie ceva. Eu cred că ea a revenit cumva la un pic mai departe de începuturi, exact. Dar nu spre mijloc. Exact, exact. Nu? E cumva autentică. Da. Începem să ne întoarcem la Ana de la începuturile ei în business. Și chiar înainte de balul pe care l-a organizat, vorbisem cu ea, cred că vreo două zile înainte și îmi spusese, dar unde ești, mă, iubitul meu păroz? Haide! Tu de ce nu vii la bale? Am spus, Ana, nu pot, asta este, ne vedem cu altă ocazie. Și da, exact cum îți spuneam și ție, urma să mă întâlnesc și cu ea, dar nu ne-am mai intersectat. Își are la niște proiecte foarte bune și mă bucur să văd că e bine. Adică, mai ales că sunt și un apropiat al ei, pentru mine o mare bucurie, că pentru mine prietenii înseamnă foarte mult. Uh-huh. Și mai ales că ea e și un susținător de-al meu, în primul rând, pentru tot ceea ce fac. La fel trebuie să o susțin și eu pentru tot ce-i bine în viața ei. Ne bucurăm foarte tare că Ana și-a revenit și o așteptăm cu drag, poate într-o zi chiar și în platourile noastre. Mergem mai departe și mergem la acuzații extrem de grave în ceea ce îl privește pe Adi Sână. Se pare că acesta a luat un avans pentru a participa la o nuntă, pentru a susține un moment artistic, însă cu câteva zile înainte ar fi dat țeapă nuntașilor. Haideți să vedem ce spune mireasa. Am încheiat un contract cu Adi Sână în luna februarie. Înainte cu 9 zile ne-a anunțat că nu mai poate onora contractul deoarece are o urgență medicală cu soția lui și trebuie să plece în America. După care noi să aflăm că de fapt el avea un alt eveniment, probabil l-a luat după în Cluj. Respectiv soția lui era la ședințe foto. Pe noi ne-a lăsat amanet cu 9 zile înainte de nuntă. I-am achitat și un avans, însă în contract aveam trecute niște clauze în care dacă unul dintre noi
noi nu respectă contractul, avea de achitat o sumă în plus față de contract. El nu și-a respectat contractul, ne-a trimis doar avansul înapoi, nu și suma respectivă. L-am contactat telefonic, la început a evitat să răspundă la telefon, după care a vorbit cu soțul meu. Din câte am auzit de la prieteni și cunoștințele noastre, nu suntem primii cu care a făcut lucruri de genul. Avocatul nostru deja i-a formulat un e-mail pe care l-am trimis, dar nu s-a sesizat. Noi vom merge mai departe. Florin, eu am tot auzit în ultima perioadă de toată nebunia asta în care se pare că artiștii dau țeapă nuntașilor. Inclusiv mi-aduc aminte de un TikTok făcut de marele Florin Salam. Înțeleg că alți oameni, bine, acolo oarecum e o altă situație, alți oameni au luat banii în numele lui. Dar se întâmplă să faci lucruri de genul, să anunți nuntaș și să iei alt eveniment? Din păcate se întâmplă. Eu nu sunt adeptul acestor situații. Mie mi s-a întâmplat personal să iau un eveniment la o sumă pe care eu am cerut-o, nu mi-a impus-o nimeni, și ulterior să-mi apară un alt eveniment cu o sumă mult mai mare, poate chiar dublu. Și nu am renunțat la evenimentul pe care l-am luat din respect și din bun simț. Mie mi se pare că e o chestie de educație aici. Asta e țeapa ta, tu ți-ai asumat-o, tu ai cerut de la bun început, nu a venit nimeni să ți bage mâna în buzunar. Dacă s-a întâmplat așa, e destul de urâțel. Și nu se face. Adică eu nu l-aș ierta și nu aș trece cu vederea peste el. Și în cazul Miresei aș proceda la fel. În schimb, nu știu ce să zic despre aceste clauze pe care ei le pun în contracte. Că știi cum sunt. Clauzele sunt făcute să te avantajeze pe tine ca artist în 90% din cazuri. Știm cu toți, contractele noi le facem artiștii și le dăm ulterior. Și zilele noastre, adică să nu mai avem încredere, nici măcar un contract ăla? Nu e vorba să nu ai încredere. Problema este că se va alungi această poveste mult timp în instanță, nu se va rezolva cu siguranță mult prea repede. Și dacă el a făcut asta, nu e frumos. Deși eu nu cred că ar fi avut atâta lipsă de respect să spună că e cu soția la o clinică și el să fie la ședința foto. Hai să vedem totuși, pentru că a fost contactat de jurnaliști să răspundă la aceste acuzații, ce a avut de spus Adi Sână. Nu știu despre ce este vorba. Simplu. Adică nici măcar nu a confirmat că s-a întâmplat. El tot timpul a fost retras și sărac în cuvinte. A vrut să pună capăt acestui scandal rapid sau ce? Da, să nu-i dea amploare. Să nu-i dea amploare. Da. Oricum nu va face... Oamenii care și-l doresc pe Adi Sână la eveniment îl vor contacta în continuare. Normal. La ce să fim atenți atunci? Nu, trebuie să fii atent, să te rogi la Dumnezeu. Să ne rugăm la Dumnezeu să fie, nu? Știu eu, să fii atent ca pe contractul tău să scrie Florin Burescu. Mulțumesc. Și atunci vă spun altceva, Andreea Frățilă, să prezinte evenimentul. Las, mă bag și o să vă duc cu bașii, da? Și hai, Tudor ne îmbracă. Aveți 10%. Nu vezi că am și linie de bărbați. Ok. În această săptămână a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului și bineînțeles că am fost și noi acolo și am aflat câteva lucruri palpitante din viața vedetelor. Fiți atenți! Cel mai așteptat eveniment monden al anului, vedetele și-au etalat ținutele spectaculoase, în egală măsură elegante, sexy sau îndrăznețe, pe covorul roșu. Iată ce ținute au ales și ce ne-au declarat. Spune-mi, te rog frumos, după ce ai alergat toată viața? După ce am alergat toată viața sau după ce aș alerga? Ce ai alergat toată viața? Nu cred că am alergat după un singur lucru toată viața, cred că am alergat după foarte multe lucruri. Am alergat să termin liceu, am alergat să termin facultatea, am alergat să ajung la radio, am alergat să ajung la TV. Alerg de fiecare dată. Uite, acum, după evenimentul ăsta, alerg către podcast, așa că toată viața alergi, dar important este să alergi către lucruri care îți fac plăcere și te bucură. Ce faci cu 1 milion de euro în 3 zile?
Nu cred că asta ar putea să fie o problemă pentru oricine de aici. Să ai 1 milion de euro să-l câștigi, nu cred că asta ar fi problema. S-ar găsi foarte ușor de rezolvat. Consider că te-ai urcat în trenul potrivit la momentul potrivit în viață? Știi cum e? Probabil au mai fost trenuri care au trecut și nu m-am urcat în ele, dar cred că fiecare om are un destin al lui și cred că m-am urcat în terenul care era pentru mine. Mulțumesc foarte frumos! Vă mulțumesc mult de tot! Numai bine! Spune-mi, ce ai face cu 1 milion de euro în 3 zile? Aș pleca acum în vacanță, pe loc! I-aș cheltui pe toți! Te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Eu zic că da! Am profitat, să zic așa, mă rog, deși sună puțin ciudat, de toate oportunitățile și am fost foarte recunoscătoare pentru asta. Ești fericită? Foarte fericită. Spune-mi, după ce ai alergat toată viața? După liniște. Liniștea mi-aduce împăcare, satisfacție pe plan profesional și personal. Cred că liniște, puțină liniște trebuie să avem în toate. Mulțumesc mult de tot! Și eu, seară frumoasă! Consider că la momentul potrivit te-ai urcat în trenul potrivit, în viață, în general? Câteodată da, câteodată nu. De multe ori se mai întoarce câte un tren, de multe ori nu. Dar cred că fiecare experiență și fiecare tren a venit cu provocările lui și cu lecțiile pe care trebuia să le învăț, astfel încât la momentul ăsta să fiu omul care sunt. Și chiar dacă poate am ratat anumite drumuri, cred că a fost spre binele meu. După ce a alergat în viață, nu mă refer la relații, așa în general. Da, foarte bună întrebare. Cred că multă vreme am alergat după validare și am mai spus asta de mai multe ori. A fost unul dintre lucrurile care m-au marcat cumva, care mi-au marcat cariera, care m-au făcut să fiu și mai perseverentă, și mai muncitoare, și mai determinată. Și cred că asta a fost cam tot. A venit însă un moment în viața mea în care mi-am dat seama că eu singură îmi pot oferi asta. Și de atunci alergătura, fuga și căutarea au încetat. Și e mult mai liniște acum. Consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Da, dacă vorbim de carieră, da. Da, când vorbim de carieră, m-am urcat fix când a trebuit și sunt foarte bine, cel mai bine din toată viața mea de până acum. Spune-mi, te rog frumos, după ce aleargă Ramona? Ramona nu mai aleargă după nimic acum, pentru că toate lucrurile se așează exact așa cum mi-am dorit de fiecare dată. Viața mea s-a aranjat mai, poate chiar mai mult decât mi-aș fi dorit de cele mai multe ori. Sunt foarte bine, e bine așa. Nu pot să zic acum că mai alerg, dar ca o dorință în plus, urmează pentru mine un copil sau mi-aș dori un copil cât mai curând. Atât, dar nu alerg, știu că va veni când va fi momentul. Spune-mi dacă consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit. Da, cred că există doar momentul potrivit. Cred că și momentele pe care noi le considerăm nepotrivite sunt potrivite. Și noi nu știm pentru ce, dar aflăm mai târziu în viață. După ce aleargă Larisa Udil? După lucruri care o fac să simtă fericită, ca de exemplu vacanțe, momente petrecute alături de copil și așa mai departe. Consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Întotdeauna am urcat în trenul vieții, chiar dacă poate la momentul respectiv am suferit și a plecat cineva din viața mea sau am pierdut ceva material, mai târziu în viață îți dai seama că totul a fost pentru tine, pentru binele tău. După ce aleargă Andreea? Nu alerg absolut după nimic, am tot ceea ce-mi doresc și iubirea e tot ce contează. Atât cât ai iubire de sine și pentru cei din jur, viața se așează foarte frumos. Ești fericită? Cea mai fericită. Mulțumesc frumos! Drag! Vreau să-mi spui așa, dacă consideri că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit. Cu siguranță m-am urcat în trenul vieții și asta pentru că cel mai mare vis al meu a devenit realitate de la o vârstă foarte fragedă și mă refer la acela de a deveni artist, de a deveni cântăreață și atunci da, cu siguranță nu l-am ratat. Și celelalte două trenuri mai importante ale vieții mele sunt în viața mea, deci le-am prins și pe cele, da, sunt o norocoasă, recunosc. Spune-mi, te rog frumos, te-ai urcat în trenul vieții sau consider că l-ai scăpat? M-am urcat în trenul vieții de mai multe ori.
pentru că evident că trebuie să ai întotdeauna asumarea alegerilor pe care le faci și sunt momente în viață în care nu prea apuci să te întrebi dacă ai ales sau nu bine. Parcursul alegerilor mele, parcursul vieții mele, personale, profesionale, mi-a demonstrat că alegerile au fost în regulă, din punctul meu de vedere. Sau poate că am ales eu partea plină a paharului, așa, să văd partea plină a paharului. După ce a alergat, cred că după confirmarea că face lucrurile așa cum trebuie, în perfectă tonalitate cu personalitatea ei și cu viitorul pe care și-l dorește, din toate punctele de vedere. Spune-mi, te rog frumos, consideri că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Da, da, de fiecare dată. Și când am coborât, tot cel bun a venit. Da. Ce faci cu 1.000.000 de euro în 3 zile? M-ai făcut fazan. Nici m-am gândit. Ce să fac cu 1.000.000 de euro în 3 zile? Măi, m-aș opera toată. Mai ce? Nu știu că și aș face cu 1.000.000 de euro într-o zile, dar crede-mă, pentru că nu am, dar dacă aș avea, crede-mă, cred că aș rămâne și datoare. Aș rămâne și datoare pe caiet la cineva. După ce a alergat Otilia toată viața? Am alergat să-mi fac o carieră, să fiu independentă din punct de vedere financiar. De la 19 ani sunt independentă, nu depind de nimeni, nu depind niciun bărbat. Am casa mea, mașina mea, am cumpărat toate aceste lucruri singură. Și asta cred că am vrut cel mai mult. Cred că, nu știu, probabil mătușa mea care așa mea, ea a fost întotdeauna, spunea: măi, Otilia, să știi că chiar dacă te mări și te muți în casa bărbatului, să știi că acolo ești ca și în chirie. Deci trebuie să ai lucrurile tale și asta am urmărit și am reușit să-mi ating țelurile prin munca mea, prin muzică, prin concerte și deci cam asta. Spune-mi, după ce ai alergat toată viața? După visul meu, să fiu artist, să fiu cunoscută, să împlini tot ce vreau eu în viață, să caut soțul potrivit. Ești fericită? Sunt foarte fericită, da. Abia am făcut nuntă și sunt împlinit. Știm ce ați face cu 1.000.000 de euro în 3 zile. Wow, ce întrebare! Primul și în primul rând un adăpost de căței și unul de pisici. Da, da, dar Mihaela, crede-mă, eu sunt mână spartă indiferent. Eu la cam 10 lei, dacă am 1.000.000 de euro la mine, tot aia e la mine. Și dacă are semn împrumutor cum? La treia zi o sunt pe Georgia, dacă are 1.000.000, da, 1.000.000 de al nostru, nu 1.000.000 de euro după 3 zile. Doamne, ferește! Consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Uneori da, alteori nu. Da, au fost momente cumva pe care cred că le-am ratat așa, fix așa mi-au trecut pe lângă ureche, dar au fost momente în viață în care da, m-am urcat în trenul potrivit și asta când vorbesc de meseria mea, m-am urcat în trenul potrivit, am învățat, m-am școlit, am făcut de toate, tot ce era mai frumos și mai bun pentru cariera mea. Consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Da. Când? Când m-am născut. Ce frumos! Mulțumesc! Mulțumesc mult, Dad! Mulțumesc și eu! Consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit? Da, cu toate că la mine a avut o, cum să zic, acum mă simt într-adevăr împlinită și întotdeauna am fost fericită, dar sunt, cum să zic, am conștientizat că fiecare lucru vine atunci când trebuie, nu neapărat când vrei tu. După ce aleargă Irișa? După proiecte. Frății a strălucit și la propriu și la figurat, însoțită de Florin Burescu. Andrei, ești foarte frumoasă. Mulțumesc frumos! Spune-mi, te rog frumos, dacă consideri că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit. Sunt convinsă că Dumnezeu mi-a pregătit un drum foarte frumos și că în momentul ăsta mă aflu exact acolo unde trebuie să fiu, că urmează momente foarte bune și frumoase în viața mea, că încercările și greutățile din trecut vor fi recompensate în viitor și că Dumnezeu mă iubește și va avea grijă de mine și de cariera mea și de familia mea, bineînțeles. După ce aleargă Andreea Frățilă?
Andreea Frățile alergă după o greutate bună, adică mică, alergă după fericire, alergă după iubire, alergă după împlinirea sufletului și liniștea lui. Andreea alergă după sufletul pereche, ca să fiu foarte sinceră cu tine. Sunt convinsă că va veni la momentul potrivit și că o să am și eu așa pe cineva pe sufletul meu. Mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc și eu! Spune-mi, după ce alergă Florin Burescu? Băi, să știi că nu mai alerg de mult. Am alergat după celebritate, am alergat după bani, mi-au venit toate, mai mult, mai puțin, dar au venit. Important e că au venit în viața mea, mi le-am dorit. În momentul de față, să știi că alerg doar pentru mine și tot ceea ce fac, fac gândindu-mă la mine, gândindu-mă să-mi fie bine, să fiu un păcat și să pun capul liniștit noaptea pe pernă. Și se pare că îmi reușește. Unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, Luis Gabriel, a venit împreună cu frumoasa lui soție, Haziran, prietenă cu frății. Am văzut că ai repostat story de la Metropola TV, pe care frății, în emisiunea Frății Află Tot, l-a postat melodia. Prietena noastră, foarte bună. Vreau să-mi spui dacă consider că te-ai urcat în trenul vieții la momentul potrivit. M-am urcat în trenul vieții atunci când am cunoscut-o pe soția mea și restul de la sine. Când ai o soție credincioasă, așa să spun, și cum este Haziran și bună la suflet, să mă învețe tot ceea ce să fac și să ne învățăm unul pe celălalt, să ne înțelegem unul pe celălalt, consider că atunci te urci în trenul vieții. Când ai o familie, cum e băiatul meu, cum... Așa e, atunci e trenul vieții. Mai ales că avem și băiatul meu, ăsta e trenul. Ăsta e vagonul principal. Vreau și eu trei calități care soției tale. Grijulie. Atentă. Eu cred că grijulie și atentă este pe acolo. Strângăreață. Nu cheltuie. Bun, eu mai cheltui. Ea nu prea cheltuie. Și tu vreau trei calități? Păi... Da, sunt doar două. Și a treia că este foarte frumoasă. Aia se vede, se vede cu ochii liberi. Așa? Ce mai mult? E foarte iubitor. Foarte iubitor. E romantic. E atent. Înțelegeți? Ce să mai zic? Da? Vreau un mesaj de la voi pentru frății. Opa! Mesaj Mica! Mica, stai așa, înainte de toate, vreau să zic ceva. M-ai întrebat ce mă face fericită. Vrei să spun? Da. Muzica lui Luis Gabriel și a lui Haziran. Să nu încercați vreodată voi să vă băgați în dragostea lor curată. Deci o adevărată prietenă. Da. Foarte. Da, e foarte dragă Haziran, ne știm de mulți ani și bineînțeles vine la pachet cu Luis Gabriel. Și eu Haziran că a fost imaginea mea, așa că aveți grijă cu ea. Da. Nu vă băgați în dragostea lor, dar nici în dragostea noastră aveți grijă aici, că iese cu scântei. Mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc și să vă mulțumesc și să vă aștept la emisiune. Venim cu mare drag. Pe final, prietenul emisiunii Frății Află Tot, Adi Constantin, ne-a dat verdictul chiar de la petrecere. Este un amalgam siropos de vedete inspirate de peste hotare. Marea majoritate văd că au googălit pendelete și s-au inspirat. Unele chiar foarte bine le-a ieșit de data asta, altele mai puțin. Nu este o tematică foarte ofertantă, e o tematică safe, cu care dai foarte greu kicks, știi? Feel like a movie star înseamnă eleganță, rafinament și atunci cu siguranță majoritatea fetelor vin cu rochii de gală, respectiv tocuri, virgulă, se cere părul ridicat de cele mai multe ori și anume tot felul de cocuri pe care le-am și zărit până acum. Mi-a plăcut foarte tare Andreea Frățilă, ne-am inspirat din Kim K, cu siguranță Met Gala și-a pus amprenta pe ceea ce noi astăzi am realizat și efectiv mi-a plăcut enorm întregul ei outfit, din vârful capului până la sandale, așa da. Îți mulțumesc foarte frumos! Și eu mulțumesc! Te așteptăm pe la noi! Bineînțeles, cu mare drag!
Iar acum urmează să aflăm de la specialiștii dacă vedetele s-au îmbrăcat așa cum trebuie la eveniment. Hai să vedem. Prima vedetă avem Adelina Pestrițu. Cine începe? Hai, hai curaj! Hai, invitatul de onoare. Ok, da. Hai, dar să știi că de fiecare dată pe mine mă lasă primul. Păi dacă vrei comentezi, eu că n-am o problemă, dar zic că ești invitat. Deci vreau un pic să intrăm, înainte să comentăm pe Adelina, vreau să intrăm un pic în dress code. Dacă mi se pare că nu s-a înțeles atât de bine, din punctul meu de vedere. Deci când spui dress like a movie star, din start ori te referi și te raportezi la un film cu o actriță celebră, ori te inspiri de la un look al unei vedete de pe red carpet. Din punctul meu de vedere, asta însemna tema. La Adelina, îmi place structura, îmi place materialul, e o taftă foarte mișto, cred că e și tafta egipteană pe care o folosesc și eu. În schimb, nu-mi place atât de mult zona de aplicații. Mi se pare că sunt puse cu mâna, adică așa aruncate. Știi? Și aia e, atât. Adică vedeam un pic mai mult abundență, adică să fie în concordanță cu cei care par diamante for real, adică nu ceva cheap. Așa, în schimb, îmi plac foarte mult mânecile, mi se par foarte mișto. Aș fi văzut, culmea, aș fi văzut o pereche de mănuși din satin elastic. Da, din punctul meu de vedere, e ce trebuie. Nu-mi place neapărat părul, dar e un detaliu peste care chiar aș putea să trec. Dar pentru mine, da, e ce trebuie. Mm-hmm. Florin? Mie îmi place, una dintre aparițiile mele preferate, clar, fără dar și poate. Îmi place maxim tot ceea ce se vede. A spus și Tudor, materialul este unul foarte frumos și foarte calitativ. Mie îmi plac și accesorile, mie îmi place cum a accesorizat ea ținuta. Este extraordinar de fină, clar. E, să zicem, 1, 2 sau 3 în preferatele mele din seara respectivă. Bun, mergem mai departe și hai să vedem Ilinca Vandić. Tudor? Mai la Ilinca nu mi-a plăcut accesorizarea, îți spun sincer. Mi se pare că, virgulă, colierele nu și-aveau rost, nici geanta nu mi se pare foarte potrivită. Îmi place, în schimb, ce se întâmplă la nivelul capului, adică mi se pare că e strict zona ei. Îmi place topul, are o structură foarte interesantă, chiar eram foarte atent cum e lucrat. Din păcate, fusta nu mă dă pe spate. E lungimea potrivită, e un set bine gândit, dar ceva mă neliniștește la material. Nu știu, nu mi se pare că e în zona aia de lux, știi? Uh-huh. E singura problemă pe care eu o am. În schimb, da, asta zic, deci de accesorii. Mi se pare că sunt prea lălui. Știi? Adică nu stau frumos la baza gâtului, cum ar trebui să stea un tenis necklace și ce mai avea la gât. În schimb, da, e... Ai fi văzut alte accesorii acolo? Aș fi văzut alte accesorii, da. Pot să trec cumva peste detalii, dar... Bine, hai să fiu drăguț astăzi, totuși. Ne place. Zic că ne place, da. Florin, ție ce-ți place, ce nu-ți place? Mie îmi place Ilinca Vandić mult de tot. Recunosc, nici eu nu sunt adeptul acestor accesori. Eu nu aș fi pus nimic. Ilinca este atât de finuță și de rafinată încât simt că nu mai avea nevoie de acele accesorii, nici la gât, de geantă, cu atât mai puțin nu avea nevoie pe covorul roșu, eventual maxim ori un claci foarte shiny așa, dar nu, eu aș fi mers pe nimic, aș fi renunțat la acele accesorii. În schimb, mie îmi place. Este o ținută studiată. Uh-huh. Pot să mai adaug ceva? Uite, pentru telespectatori, că mă gândesc că e importantă și o soluție din care cumva să scot ținuta asta spre bine, dacă aș fi renunțat la zona de accesorii, aș fi urcat topul cu un guler. Uh-huh. Uh-huh. Adică mi se părea că era varianta cea mai bună, nu mai avea nevoie de accesorii și atunci era și mai statement toată ținuta. Deci asta e, chiar asta voiam să adaug. Bun, hai să mergem mai departe. Andreea Bălan. Ne pupăm, te iubim, Andreea. Ia zi-ne, Florin, dacă s-a îmbrăcat accesorizat corespunzător Andreea Bălan. Andreea a ales o rochie simplă, o rochie ce îi pune silueta în valoare, are o siluetă foarte frumoasă. Mie nu-mi plac încălțările, am tot văzut că le poartă, se pare că chiar îi plac și cred că sunt și foarte comode, nu contest acest aspect. Eu, unul, aș fi mers pe o pereche de sandaluțe mult mai fine, mult mai discrete. Părul mi se pare că e ok, e în același tandem cu ținuta aleasă. Ce să zic, e ok, dar nu e spectaculoasă. Andreea e frumoasă. Hai să vedem, Tudor Halațiu, ce părere are despre ținuta Andreei Bălan. Este designer român ce poartă ea, din ce-mi dau eu seama. Mie îmi plac foarte mult sandalele, chiar mi se par niște sandale foarte actuale. Eu am o problemă cu rochia puțin, nu știu, mi se pare că e puțin
prost gândită ea ca design, nu neapărat rezultatul final. Adică mi se pare că e un pic un volum prea mare, un decolteu prea mare, niște franjuri prea lălăi. E ceva ce mă agită, știi? Dar cumva pe ea funcționează, adică e un ansamblu bun, știi? Uh-huh. Uite, cu o rochie nu tocmai frumoasă, a reușit să scoată o apariție foarte bună. Uite, și la ea aș fi văzut mănuși, dar dacă voia să meargă într-o dramă, Andreea, dar super dramă, ceea ce se cerea la eveniment, eu aș fi pus niște cizme lungi de lac la rochia asta și cred că schimba cu totul estetica ținutei. Eu am o problemă cu lanțurile. Deci lanțurile la vedete, mă, nu și le scot. Pur și simplu nu scot lanțurile de la bunica, mama, sora, fratele, știi? Și pe mine un pic mă neliniștește că îți trebuie un accesoriu care să susțină toată ținuta. Dar, cum să spun, e zona Andreei. Uh-huh. E foarte zona Andreei. Părul e zona ei all the way. Dar, din păcate, mie nu mi-a plăcut atât de mult. Poate data viitoare o să fie mai pe placul tău. Hai să vedem Denise Rifai. Denise Rifai, Tudor, m-a șocat așa un pic cu ținuta. A fost printre cele care au ieșit destul de mult în evidență. Da, uite, o și studiez puțin. Sunt foarte multe texturi care, din punctul meu de vedere, nu se leagă. Materialul din care ai făcut corsetul și ciocărul par fundițe din alea de împachetat cadouri. Ceea ce nu e un lucru, dacă reușești un designer să facă o chestie inovativă cu treaba asta, bravo lui. E foarte secționată. Deci dacă te uiți un pic la ținută, e secționată în zona de gât, zona de piept, că e un material. Apoi vine zona de talie și tot volumul rochiei, un alt material. Piele velur în picioare, niciodată piele velur pe red carpet, niciodată în viața asta, mai ales că sandale de zi. Nu mi-a plăcut atât de mult. Uh-huh. Acum chiar nu pot să zic da, dacă e un mare nu. Deci din punctul meu de vedere e un nu. E o problemă acolo cu ținută. Nu știu, eu chiar aș sfătui eu să apeleze la cineva care să o consilieze puțin mai bine. Sau dacă e consiliată, un pic să-și facă un update la partea de actualitate. Florin, poate nu știu, o ajuns tu pe Denise Rifai. Nu, eu ca sfat pentru Denise Rifai și pentru multe alte vedete aș avea ca să încerci. Ele au un simț al esteticului destul de ok, nativ. Denise Rifai a demonstrat lucrul acesta și eu aș sfătui eu să meargă pe instinctul ei și să nu se mai lase purtată de umerașe oferite cadou. Mie mi se pare că de fiecare dată când Denise poartă un umeraș, adică ce să înțelege ce înseamnă acest umeraș. Cineva vine și îți aduce ținuta, uite, asta am gândit-o eu pentru tine, cred că ți se potrivește și tu nu-ți dai acceptul în totalitate. Eu așa simt că este în ultimele apariții Denise Rifai. Nu reprezintă, recunosc, mie nu-mi place absolut nimic din nimic, nu-mi plac ce lungimea, nu-mi place materialul, nu-mi place drapajul ăsta, nu-mi place nimic. Încălțămintea, așa cum a spus și Tudor, nu are niciodată ce căuta pe covorul roșu. Accesoriul de la gât n-are nicio treabă cu nicio treabă. Ne și obișnuit așa simplă, negru, și acum când sparge... Da, dar uite, vezi silueta, să mai completez cu ceva ce chiar am uitat, silueta rochiei, care e o Maria Antoaneta, e foarte mișto, deci ca siluetă, mi se pare mișto rochia, dar e prea, prea mult pentru ea, cel puțin. Poate s-ar putea face ceva cu rochia asta, nu știu, un stilist, un geniu care chiar vede rochia asta și ar putea să facă ceva cu ea, cred că ar putea să o bage într-o ținută coerentă, dar așa nu. Bun, hai să mergem mai departe să vedem dacă Laura a respectat codul și s-a îmbrăcat corespunzător. Florin? A respectat, nu știu, e un dress code permisiv. Te poți imagina star în toate felurile, poți copia un star. Este o rochie pe care am tot văzut-o în ultima perioadă pe toate rețelele de socializare. Pe mine, sincer, nu mă dă pe spate și spun de ce nu mă dă pe spate. Mi se pare că toate aceste falduri, toate aceste suprapuneri de material îți dau volum. Lor are un corp extraordinar de frumos, are un corp ce trebuie evidențiat și, din păcate, în seara asta n-a făcut-o. Talia lor e ochiometric, dacă vrei să vorbim, e undeva la 60-63-64 de centimetri, iar mie aici mi se pare că are talie de 80. Chiar dacă i-a pus acea centură care aparent se micșorează talia, fiind foarte mult material, mi se pare că nu avantajează. Așa că încercați de fiecare dată să luați rochii ce vă pun trupul într-o valoare pozitivă. Tudor, ce părere ai despre ținuta ei?
Da, sunt cumva în același sentiment cu Florin, deși rochia mie nu mi se pare urâtă. Deci nu mi se pare o rochie urâtă. Mi se pare o rochie care nu e pentru ea. Ea e o tipă minionă și automat când te încalci cu foarte multe straturi. Și aici, mă rog, nu e vorba de straturi mai mult, când e vorba de volumul și crețul pe care îl are rochia. Deja te mărește, deci îți oferă un volum suplimentar, care nu e necesar. Eu aș fi scos centura și aș fi lăsat-o chiar să curgă. Înțeles, se ascundă un pic faptul că e mai voluptoasă. Nu-mi place geanta. Geanta pare luată efectiv de la un magazin chinezesc. Adică nu, eu geanta aia nu o înțeleg. E o cutie de ceva, de becioare de urechi, nu știu. Așa, putea să contureze un look foarte scump dacă avea grijă la accesorii. E, uite, din punctul meu de vedere, accesoriile o strică. Putea să salveze rochia asta dacă alegea piese similare, dar cu mai mult gust. Sandalele nu-mi plac. Eu nu mai pot cu sandalele astea cu vârful ăla, ascuțit. Nu, nu mai pot. Nu? Deja. Nu, nu, nu. Dar nu. De care purtăm? Nu ce ai tu în picioare în orice caz. Și nici ce are lor. Adică eu m-am săturat de treaba asta, spun sincer, cu calapodul mai mare la talpă decât piciorul propriu zis. Da, nu e ce trebuie. Deși lor e o superbă, dar acum, și nici volumul părului nu-mi place. Nu știu cine a făcut-o, dar nu-mi place. Poate e mai bine îmbrăcată, accesorizată Ramona Olaru. Hai să vedem, Tudor, ce părere ai. Deci, în primul rând, Ramona Olaru poartă o creație de pe podium, Laura Lazar. Laura Lazar și-a dat un mega update pe ce face în momentul de față și mi se pare o ținută nucă bună, foarte bună. Deci este de una dintre preferatele mele. Ca look de la eveniment, pentru că a mers pe o simplitate foarte rafinată, nu s-a gândit să încarce foarte mult, a ales piese cumva din același material, mă rog, exceptând sutienul, și mi se pare că e pentru ea. Adică eu încurajez mai mult să porți ceea ce te reprezintă decât să respecti niște trenduri. Ea, culmea, poartă și ce o reprezintă, poartă și chestii actuale, coafura îmi place enorm, machiajul îmi place enorm, lungimea mânușilor e perfectă, tatuajele care se văd și se descriu pe ea sunt tuț. E și un kink acolo, știi, în ea. Și uite, e like a movie star, e fix ce trebuie, mie mi-a plăcut mult și s-a distins total Andreea Păret Carpet cu tot metalicul ăsta pe ea, deci e un așa, da, e my favorite so far. Uite, am aflat și care e favorita ta. Hai să vedem, Florin, ce părere ai. Și la mine a fost printre favorite, cu siguranță. Mi-a plăcut foarte mult, așa cum a spus Tudor, a reprezentat-o ținuta. Deși nu este stilul meu de creație, îmi place foarte mult. O pune în valoare, știe să o poarte ea, nu oricine știe să poarte astfel de ținute și asta este foarte, foarte important de menționat. Îmi place absolut tot, mi se pare că este studiată și o să fie critici care spun e mult prea lungă fusta. Nu, mie așa îmi plac fustele. E superbă, lungimea e perfectă. Mie place tot. Ne place, da. Ramona. Bravo, Olaru. Ramona. Am avut-o mai devreme pe Andreea Bălan. Hai să continuăm cu Andrelele și acum avem Andreea Antonescu. Florin, haide, dă-ne verdictul. Verdictul, vreau să văd claciu, geanta, n-am observat. Nu ne place. Nu ne place gentuța, în schimb, mie îmi place foarte mult. Mi se pare că este o rochie foarte bine executată. O avantajează pe Andreea. Îmi place că a ales această nuanță. Ea, acum fiind foarte bronzată, îi stă extraordinar de bine. Zona capului este una foarte frumoasă, nici prea mult make-up, nici prea puțin. Eu la rochia aceasta aș fi mers pe un ruj roșu, dar automat trebuia tot make-up-ul schimbat. În schimb, mie mi-a plăcut foarte mult Andreea Antonescu, clar este acolo undeva în top. 2, 3, 1... Nu contează, nu le dăm topul. Tudor? Da, rochia este frumoasă. Nu știu exact, mă gândesc la un designer, dar nu știu dacă chiar este... Tu ai făcut-o? Nu. N-am voie să comentez ținutele mele, așa. Am înțeles, ok. Nu-mi place deloc accesorizarea, din nou, aceeași chestie care a fost și la Andreea cu lănțicul de la bunica, mămica, tăticu, sau iubit, sau ce-o fi. Așa, îmi place cum se descriu mânecile rochiei, l-aș fi văzut mult mai lungi. Nu-mi place deloc perechea de sandale pe care a ales-o. Eu aici aș fi văzut niște platforme, Andreea, de enorme, de să ajungi pe lună cu ele. Așa, și nu-mi place claciu. E din zone foarte diferite, adică toate piesele sunt din zone foarte diferite, dar puse la un loc se canibalizează puțin între ele. Rochia e spectaculoasă, sandalele lucesc, claciu lucește. Și mie îmi place strălucirea, Andreea, dar no, mă rezum la un element. Mie nu mi-a plăcut atât de mult, îți spun sincer. Rochia și văzut-o lungă, 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 să târie tot covorul la roșu. Deci, nu, pentru mine nu funcționează. Bun, hai să vedem dacă Bianca Drăgușanu a reușit și de data aceasta să ne surprindă și să primească verdictul ăla bun. Ia să vedem, Tudor, ce părere ai?
Uite, vezi, acum văd niște close-up-uri. În momentul în care m-am întâlnit cu Bianca, chiar am spus că mi se pare că e o roche foarte frumoasă. Nuanța nu e chiar aceea pe care o vedem noi în imagine, un albastru mult mai intens. Dar uite, văd că nu e căptușită. La o roche de genul ăsta e normal și s-o duci până la capăt. Pur și simplu să o finisezi ca lumea și zona de corset și tot. Adică mi se pare rochea neterminată. Știi că vorbeam noi de faza cu pielea, că strălucește foarte tare. Uite, în cazul ei nu-mi place cum arată. Mi se pare că e prea sclipicioasă toată. Kitten heel-ul ăsta, like Cinderella shoes, nu funcționează la rochea asta. Și la ea, fiind înaltă, fiind roche cu trenă, cu picior scos, cu niște tocuri de să mori încet, la cât de înalte sunt. Și la ea aș fi pus, culmea, un ceva masiv, aci, pe gât, să se vadă. De pe lună. Da? Dar n-a pus. Și uite, a mers pe o chestie pe care nici nu o observi. Nu mi-a plăcut, deși are apariții bune, în general, din punctul meu de vedere. Mai ales că își poartă rochile făcute de ea. Dar, uite, nu mi-a plăcut. Deci nu. Pentru mine, Bianca, iubita mea, de data asta chiar nu. Hai să vedem ce spune Florinul de alta, dar știm că este printre preferatele lui și de multe ori mă și lasă când apare Bianca, își mută capul după ea. Florin! Și acum două seri mi-am mutat capul după ea, am și vorbit cu ea. Din punct de vedere stilistic, sunt greșeli făcute. Dar Bianca are un fel de a purta aceste greșeli încât nu îți atrag atenția. Mie unul nu mi-atrag atenția decât, uite, când îmi pui tu fotografia așa și mă pui să studiez fiecare colțișor se la unghie și... Se vede omul Dumnezeu Rijelina pe care e pusă jos pătiv. Dar nu mă lăsa. Ce dacă? Deci e vorba de cum arată per total. Mergi pe prietenii. Nu merg pe prietenii. Mie îmi place apariția ei. Este una care mie îmi place. În momentul în care ea a apărut pe covorul roșu, eu am întors capul și am stat timp de 10 secunde și m-am uitat la ea și nu mi-a atras ceva atenția neplăcut. Ba, din contră, totul era foarte frumos. În momentul în care tu mă pui să iau totul așa, pas cu pas, matematic vorbind, da, sunt anumite greșeli. În schimb, Bianca are un business. Ea trebuie să-și promoveze acest business, de-aia vine la evenimente. Bravo ei, Bianca, respectul meu. Cam atât. Să poarte și el rochia asta, dacă îi place atât de mult. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Ne vedem și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că și vouă că ne-ați urmărit și în această seară. Nu uitați că ne vedem și vinerea viitoare. Bineînțeles, începem cu ora 22. Mulțumesc, Adi Constantin, pentru că și astă seară părul meu a arătat impecabil datorită ție. Ne vedem pe Instagram și Facebook, Andreea Frățilă, Florin Burescu, Tudor Halațiu și, bineînțeles, Metropola TV Oficial. Dați-ne un mesaj. Poate voi ați aflat ceva ce noi nu am aflat încă. Weekend minunat să aveți!